Sefi, bine v-am regăsit. Ai ajuns în siguranță la redacție, mămică? Da, am ajuns în 0,2 secunde. Hai să le spunem și celor de acasă. Bă, Ștef vine în fiecare dimineață, conștiincioasă, da, cu mult înainte, se machiază singură, se și pricepe. Ei, uite, și cu ajutorul fetelor noastre, și Simo și Simona, Nico. Da, și Nico ajută la păr. Da, problema e că pleacă spre redacție cu vreo 2 secunde înainte. Adică ne bucurăm că ai ajuns, Ștef. Cred că mi-ar trebui un avion, un elicopter, ceva. Păi, dar ajungem noi. Ei, hai. Care-i știrea zilei? Vă aduc știrea zilei. Grei. Și este despre Andreea Marin. Vedeta s-a pozat ținând de mânuță copilașul unei bune prietene. Se pare că este dor să aibă din nou un bebeluș. Azi am ținut în palmă pacea, puritatea, gingășia, inocența. Azi am fost un om bogat. Astea au fost cuvintele calde cu care Andreea Marin a descris fotografia pe care a postat-o pe Instagram în urmă cu doar câteva ore. Dar un Ștef, doar că avem o mică problemă. Nu asta e știrea zilei, dar o să aflăm ceva mai târziu de la Roxana. Mulțumim frumos! Ne vedem cu Ștef ceva mai târziu, da, la Bursa.